Ei bine, salutare și bine v-am găsit la un nou episod special. M-am hotărât ca de acum încolo, în fiecare zi de sâmbătă, să creez pentru voi câte un episod special, la fel cum a fost și cel de săptămâna trecută, așa că, după cum ați văzut și din titlu, în acest episod voi încerca să creez, să zic, castelul, palatul Elsei. Bănuiesc că ați auzit de Frozen, de, nu știu cum să vă zic exact, de faimosul film animat, care a adunat foarte, foarte multe aprecieri și am zis că dacă tot este un anotimp de genul acesta în care avem zăpadă și chestii de genul acesta, să creez pentru voi ceva inedit. Am stat ceva timp să fac această construcție deoarece a trebuit să fac tot felul de forme, să introduc tot felul de coduri ca să meargă atunci când voi pune anumite obiecte, veți vedea și voi pe parcurs. Inițial nu știam cum vreau să fac construcția, însă până la urmă o să zic că o să iasă ceva foarte frumos. Și bineînțeles, dacă vă place acest clip, v-aș ruga să dați și voi un like și bineînțeles să vă abonați la canalul meu. Și bineînțeles, dacă vreți să vă luați și voi Sims 4, intrați pe G2A, aveți un link în descriere și acolo veți găsi Sims 4 mai tot timpul la ofertă. Și hai să vedem acum ce se întâmplă. Aici am făcut foarte multe forme, pentru că nu vreau să-i dau o formă dreaptă și veți vedea de ce spre final de ce am ales această chestie, să-i dau o formă puțin mai diferită. Și aici m-am chinuit să iasă cât uși de cât ergonomic, adică să nu avem probleme cu construcția. Plus că la final l-am mai schimbat eu puțin, adică când am ridicat și etajul și toate chestiile astea, partea superioară, veți vedea că am mai făcut câteva mici schimbări, pentru că nu prea îmi plăcea mie ceea ce făceam acolo. Și aici să învățați și voi, tot timpul folosiți copy-paste, aveți acolo o chestie care puteți să mutați exact cum am făcut și adică să aveți aceeași construcție uniformă, adică să nu trebuiască să poate greșiți dacă veți face în alt mod sau chestii de genul acesta. Și de asemenea vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi-l oferiți și vizualizările destul de mari, zic eu, în perioada aceasta. Chiar nu mă așteptam să am un număr așa mare de vizualizări, însă văd că este totul ok și asta mă face să creez pentru voi conținut din ce în ce mai frumos și mai diversificat. Și aici nu prea mi-așa mie exact ceea ce vreau eu să fac. Mă cam încurcau din cauza faptului că am făcut acele linii și erau destul de greu de creat. Ia asta să-mi dau și o puțină limonadă. Așa. Pentru că am de vorbit 30 de minute. Sper să stați până la finalul episodului și să vedeți ce am făcut. Și bineînțeles că aștept părerile voastre. La fel cum mi-ați lăsat și la episodul în care am făcut turnul Rapunzel. Și aici practic, deja am început să dau o față construcției. Tot timpul a fost ceva mai greu de făcut acoperișul. Asta, să știți, este destul de greu să creezi un acoperiș. Adică nu e ceva foarte ușor. Însă, până la urmă, zic eu că a ieșit ceva frumos la acoperiș. Gândeam eu aici să mai fi pus ceva acolo, dar până la urmă m-am lăsat bătut și n-am mai pus. Așa, vedeți aici tot la fel, copy-paste, le copiez și le pun de fiecare dată. Și am văzut întrebări vis-a-vis de Toddlers. Este free doar pentru cei care au jocul original, se face update-ul automat, nu trebuie să plătiți niciun ban în plus sau chestii de genul acesta. Însă cei care aveți jocul piratat de pe internet trebuie să mai așteptați o perioadă până veți putea juca, pentru că până va apărea o variantă crăcuită a acelui update. E destul de dificilă chestia când vrei să copiezi sau chestii de genul ăsta. Aici am vrut să fac, dar îmi părea că apare ca o biserică de aia din satul mare, din partea aceea și nu n-am mai făcut așa, parcă așa am de impresia ca și cum ar arăta o biserică. Însă veți vedea că până la final o să iasă ceva, zic eu, frumos. Și veți vedea din ce cauză, pentru că am ales niște culori destul de deosebite pentru, după cum bine știți, palatul ei, castelul, era din gheață, fiind toată zona împrejmuită de gheață și chestii de genul acesta. Și a trebuit să mă gândesc foarte bine cum voi crea eu atât chestia asta, dacă n-am culorile exact care îmi trebuie mie.
Aici m-am chinuit eu ceva ca să fac și o ușă pentru partea de sus. Până la urmă am rămas, nu mai știu dacă am rămas la varianta asta sau am schimbat. Și aici, uitați, asta e culoarea care am decis să o fac. Asta chiar arată așa mai de sezon, așa gheață să zic. Și veți vedea că spre final am pus și alte chestii care schimbă foarte mult. Aici nu găseam eu o culoare, însă am ales culoarea asta care se apropie foarte bine de să fie în ton. Iar pentru partea de jos ceva alb, parcă am ales, da, ceva de genul acesta. Nu puteam să pun o altă culoare, că ar fi dat foarte urât și nu mai era ok. Aici am mai subțiat puțin turnulețele, pentru că erau prea drepte și am vrut să fie ceva mai pronunțate. Asta n-am putut să le ridic mai mult de atât. E rău că nu-ți dă voie Sims-ul să o construiești ceva mai înalt. Adică, normal ar fi trebuit să ne dea voie odată cu City Living, dar se pare că nu a fost să fie. Aici m-am încurcat eu puțin că tot nu găseam cum rezolv chestia asta. Îi dădeam play și tot, bă, ce naiba, nu apare, nu nimic, îi dădeam remove la ăla. Aici am încercat iar o chestie, am zis că dacă pun chestia acolo, peretele ăla o să-mi apară. Și după care am văzut eu că treaba stătea altfel, am văzut o chestie acolo care scria că pot să, cum să fac ca să nu mai îmi rămână chestia, o să vedeți și voi imediat. Asta că se face chestia galbenă și trebuia să dau, să bifez exact, acolo era. Trebuia să bifez exact chestia aia, altfel nu mergea construcția. Pac, și acum a funcționat, pentru că aici vreau să-l fac ăsta să fie pus, să fie o suprafață mai mare, așa. Toate că puteam să mă las și mai mult de atâta, însă am decis să nu fac chestia asta. Și aici veți vedea exact aceeași chestie, am urmat-o peste tot. Puteți să vedeți și voi din clip exact cum fac eu, puteți să folosiți și voi în construcțiile voastre, când vă veți face o construcție. Aici nu mi-e așa de fiecare dată chestia asta. Trebuia să mă chinui de câteva ori ca să-mi iasă cum trebuie, însă într-un final am reușit. O să dureze ceva și partea aceasta, pentru că am vrut să vă las totul, n-am vrut să tai. Am vrut să vă arăt exact cum construiesc de la zero, fără a face tăieri de cadre, gen să vă arăt direct cum este făcut tot. Am văzut că mulți YouTuberi folosesc tipul acela, însă eu vreau să vedeți și voi exact cum construiesc eu de la zero toată chestia asta, care mi-a scos pe realbi. Mi-am făcut și o comandă de paste când am înregistrat partea de video, nu partea de sunet, adică cea în care vorbesc acum. Și îmi venise și comanda, uitați să răspund și la telefon, că eram prea atent aici ce fac eu aici, ce construiesc ca să-mi iasă bine și să fac o construcție frumoasă, pentru că am văzut că am primit foarte multe apreciere, așa că de acum încolo, cel puțin aproape în fiecare sâmbătă, sper să fie totuși în fiecare sâmbătă, o să creez pentru voi episoade de acest gen. O să mă gândesc că la următorul episod pentru sâmbătă, puteți să mai lăsați comentarii ce ați mai vrea voi să creez, ce construcție. Și să mă gândesc și o să văd să nu fie foarte, foarte dificilă, cu toate că asta a fost o construcție destul de dificilă, poate mai dificilă decât altele. Însă, până la urmă am zis, da, aici am pus eu o parte de apă ca să pară și mai natural. Aici am ales culoarea apei. Și nu găseam de ce nu pot eu să dau pe jos. Vedeți că aici mă tot chinuiam și nu reușeam să vopsesc să dau pe jos cu zăpadă. Și a trebuit tot la fel cu o funcție să-i găsesc eu niște prostii. Iar m-am încurcat de m-a luat dracii pe aici cât am stat eu să-i dau de cap. Însă într-un final am descoperit și chestia aceea, veți vedea și voi. Pac, aici nu știu ce naiba am făcut. A, uite că s-a făcut ăla dintr-o dată. Așa, dar acum mai era greu că nu mai știam cum să scap de chestia aia de acolo. Și veți vedea din nou. Ok, și acum am rezolvat. Și avem zăpadă și pe jos. Și aici mi-a luat ceva mai mult, pentru că am vrut să creez toată partea asta. Trebuia să folosesc, să iau de fiecare dată și să dau cu shift, cu... E destul de... Să zic eu așa, îți ocupă destul de mult timp chestiile astea, mai ales dacă vrei să faci ceva și să-ți iasă cum trebuie. Trebuie să te implici destul de mult, pentru că altfel nu-ți vor ieși exact cum vrei tu. Și aici am vrut la fel să pun chestiile astea, pietrele astea așa, gen iceberguri, pentru că dădeau foarte bine. Și spre final o să vedeți ce frumos se va vedea, mai ales când voi pune și flori, chestii de genul ăsta, pentru că contează foarte mult atunci când construiești
ceva să ai foarte mult decor. Decorul schimbă foarte, foarte mult imaginea construcției finale și veți vedea că se va vedea foarte, foarte interesant. Și aici mai aveam de pus. Însă gândiți-vă că aici am filmat pe speed up, dar gândiți-vă cât am stat. Mie clipul ăsta mi-a luat undeva la vreo 2 ore să înregistrez. Deci cam atât a ținut construcția asta și acum avem vreo 30 de minute. Deci gândiți-vă cât am stat eu ca să construiesc. În afară de asta am mai avut și off camera câteva chestii că nu-mi ieșeau și înainte să filmez un clip de genul ăsta îmi pregătesc foarte bine lucrurile înainte să le filmez. Și bine că s-a închis monitorul. Nu mai vedeam aici nimic. Ok. Așa, hai că ne apropiem de final cu chestia asta. Și mai beau încă o gură de limonadă. Așa, atunci când vorbesc, mi se usucă gura foarte rapid și simt nevoia să beau ceva ca să pot vorbi. Să știți că nu-i foarte ușor să înregistrez. Eu, spre exemplu, când folosesc speed up-ul, prima oară înregistrez clipul fără voce, după care eu în același timp mă uit la clip, asta în cazul în care vreți să știți și voi exact cum le filmez. În timp ce mă uit la clip, eu vorbesc despre clipul respectiv exact cum fac și acum și destul de, zic eu, deranjant, obositor să stai să vorbești 30 de minute în continuu, pentru că dacă nu, azi că înainte făceam clipurile de build în care nu discutam, aveam decât muzică pe fond, ori voi de multe ori nu înțelegeați ceea ce fac eu în construcțiile mele și îmi lăsați întrebări. Așa prefer prin chestia asta să vă zic ceea ce fac. Aici am pus niște geamuri pentru a da un efect. O să vedeți, nu puteam să las toată construcția fără geamuri sau chestii de genul ăsta. În interior, spațiul nu este foarte mare pentru că este mai mult de design casa mea, este ceva în care chiar va locui acolo sau chestii de genul acesta. Și nu va fi o serie, asta ca să știți că m-ați întrebat și vis-a-vis de Rapunzel dacă voi face o serie. Nu pot să fac o serie pentru că la câte construcții vreau eu să fac ar dura foarte mult, ori aș avea foarte, foarte multe serii. Și n-aș putea să mă țin de toate până la capăt. Aici am pus eu 2 gemurețe deasupra, îmi plăceau foarte mult cum se vedeau. Și veți vedea la un moment dat, acolo se va schimba foarte mult aspectul palatului. O să vedeți imediat despre ce este vorba, mai durează puțin. Aici mai punem câteva efecte. Stâlpii ăștia schimbă și la fel foarte mult construcția și o face să apară cât mai natural. Am vrut să pun și în colțurile alea, dar nu îmi plăcea mie cum se vedea și am renunțat într-un final. Așa, în partea de sus la fel. Aici nu prea îmi plăcea mie cum vine. Asta și l-am făcut aici să vină pătrat. Nu îmi plăcea deloc cum se vedea. Adică nu avea o formă ok și a trebuit să recurg la anumite metode pentru a face chestia asta. Și aici nu găseam eu cum naiba lipesc eu ăla și după aia mi-am dat seama că trebuia să dau în forma asta ca să pot să fac exact cum voiam. La fel și în partea cealaltă, vedeți, astea sunt la fel. De asta am încercat să fie totul cât mai asimetric și să fie cât mai ok, fiind vorba de aspectul vizual. Știți că contează foarte mult aspectul vizual atunci când construiești ceva. Și aici, în partea asta, am vrut să pun ceva perdele de astea. Eu nu știu cum naiba să le spun acum că am un lapsus și nu-mi dau seama exact. Însă, veți vedea la final. Și în partea de jos am vrut să pun ceva și bineînțeles că am uitat să dau telefonul pe silent ca de fiecare dată și le mulțumesc în continuare celor care se abonează la canalul meu. Am primit un, exact cum am zis și spre începutul clipului, un foarte mare suport din partea voastră și vă mulțumesc pentru acest lucru. Urmează într-un final să-mi iau și un microfon ceva mai bun, pentru că asta ar cam fi ultima chestie pe care ar trebui să o achiziționez pentru a avea un sunet cât mai bun în clipurile mele și să mă auziți cu toții perfect, fără niciun fel de impuritate sau chestii de genul acesta. Aici ne ocupăm de partea de intrare, unde am pus 2 flori, așa se vadă foarte frumos, însă uitați să pun balustradele. Și acum gata, se schimbă. Deci pentru fiecare chestie pe care voi o puneți în joc, veți vedea că se schimbă foarte, foarte mult aspectul. Pentru și un tablou, dacă îl pui orice, dacă pui într-o construcție, vei vedea că totul se schimbă foarte rapid și destul de important lucrul ăsta. Să faci chestia asta. Aici am mai pus-o niște de-astea, îmi plăceau mie așa cum se vedeau.
Și azi de ce să nu le pun? Dacă până la urmă totuși mie îmi plac. Și am mai găsit niște pietre și aici începem să punem florile, burienile astea sau ce aibă ori fi. Asta veți vedea că vor da o imagine foarte frumoasă. Aici nu-mi plăcea mie cum venea asta și le-am mai învârtit eu puțin de la luat dracii pe aici. Însă veți vedea exact. Aici am decis, am văzut chestiile astea și o să pun pe toată suprafața. Inițial n-am vrut să pun pe toată suprafața, însă am zis că se vede foarte bine cu albastrul ăla pe jos, pe acolo pe lângă pietrele alea. Dă un efect foarte interesant, după cum puteți vedea și voi. Și la fel aici am păstrat chestia asta pe toată întregimea construcției. Am vrut să fac doar în față inițial, dar am zis, băi, dacă fac o treabă, măcar să o facă bine până la capăt. Iar această construcție va fi disponibilă duminică, să o puteți la un lada și voi, asta ca să știți, adică mâine. Nu o pun construcția exact în aceea zi. Însă, cei care vreți, puteți să luați castelul de la familia royală. Știți că am făcut eu un castel. Acolo îl găsiți deja la mine pe comunitate. Cei care nu aveți nickname-ul meu pentru contul de origine în care îmi puteți downloada toate lucrurile, îl găsiți în descrierea canalului meu, unde aveți acolo videos, playlist-uri, comentarii și toate astea. La ultimul aveți despre și dați acolo și acolo vedeți toate platformele unde mă puteți găsi pe mine. Și în continuare vă sfătuiesc să intrați și pe site-ul meu, unde acolo postez regulat noutăți și chestii de genul acesta, așa cum aveți găsit dacă intrați pe site. Și bineînțeles să vă abonați și voi. Și aici am pus eu niște brazi, se văd foarte frumoase. Îmi plac foarte mult brazii, mai ales că brazii ăștia erau și așa cu zăpadă pe ei. Nu toți sunt cu zăpadă, însă ăștia se vedeau foarte bine și am pus și în partea de jos, ca să pară foarte adâncă zona aceea. Vedeți cum se văd brazii aceia, sunt foarte jos și dă un aspect foarte drăguț. Și aici ia să vedem ce mai punem noi în partea asta. Tot căutam eu pe aici să găsesc și aici este vorba. E, uitați aici, am pus cristalele astea și veți vedea ce frumos se va vedea la final. Pentru că fiind un palat de gheață, nu puteam să-l las chiar așa liber, mai ales cu lateralele alea și am decis să pun chestiile astea. A fost așa ceva de moment. Ca să se vede foarte bine și mi-am amintit că le am în dotare, ca să zic așa. Inițial am vrut să pun mai răsfirate, însă am văzut că se vede foarte, foarte bine așa apropiate unul de altul și dădea un efect mult, mult mai frumos. Așa. Și veți vedea după ce termin cu partea asta ce bine se va vedea. Și plus de asta se văd și pe interior. Și iarăși e un lucru bun. Inițial am zis că băi, nu o să fie ok dacă le fac și pe interior. Însă, până la urmă s-a dovedit o chestie bună să le fac în interior. Adică să veți vedea exact când vom trece la partea de interior la ce m-am referit. Și mai avem puțin și astea au durat foarte mult. Chestiile astea sunt foarte mingăloase pentru că trebuie să folosești shift-ul cu linie dreaptă sau linie dreaptă dreapta și linie dreaptă stânga ca să poți să le măresc sau să le micșorezi. Sau mai pe înțelesul vostru, acolo de dreaptă și acolo de dreapta și acolo de stânga, că mă și încurc aici în ce vorbesc. Și am pus și în partea de jos câteva și uitați deja, se vede foarte diferit așa cu chestiile alea ridicate. Am pus și în partea de jos, iar cristale de genul ăsta, astea la fel se văd foarte bine. Am zis inițial să las doar pentru partea de sus, am vrut să pun și aici și am pus în primele două părți. Doar în cele două părți am mai lăsat. Însă nu știu, nu m-am gândit, trebuia să mă gândesc să pun și pe partea din spate. Însă chiar nu m-am gândit în partea din spate dacă să pun sau nu. Și până la urmă n-am mai pus, parcă, ba, am pus. Am pus și în partea asta și am eu ceva. Parcă inițial nu vrusesem să pun, dar într-un final m-am hotărât și am pus și în partea aceea. Pac. Și vedeți, astea se văd foarte, foarte bine. Le pui așa și se văd chiar foarte, foarte bine. Ia să vedem. Astea au durat foarte, foarte mult. Deci undeva la circa, să zic,
5 minute am stat numai să pun toate chestiile astea, dacă nu mai bine. Deci a durat o imensitate ca să pui chestiile astea. Asta nu vrea să stea cum îl puneam eu. Opa. Și ia uite ce frumos se vede acum. E altceva când faci chestii de genul ăsta. Și pentru partea din interior, aici am vrut să fac ceva mai special. Și asta e suprafața. Vedeți cum se văd cristalele alea în interior? Sunt foarte, foarte drăguțe. Se văd chiar foarte, foarte bine. Și aici a trebuit să fac eu niște pereți. O să vedeți exact ca să pot face niște romburi pe jos. Și aici asta l-am pus. Ah, da, pe interior pusesem ușile astea. Nu mai știam exact unde le pusesem. Așa, și veți vedea imediat despre ce e vorba, la ce m-am referit. Facem aici, pac, pac. Astea sunt chestii de design. Astea vă ia cel mai mult timp atunci când veți construi ceva. Așa le puteți lua și voi de la mine și o să vă descurcați și voi. Am făcut în partea asta pentru că altfel n-ai avea cum să faci tot felul de forme și chestii de genul ăsta. Și aici m-am gândit eu că trebuia să mai pun încă una în partea aia. Și am pus așa. Asta vine perfect cu cel de la intrare. Și o să vedeți acum când stric astea, să vedeți ce frumos se vede. E ceva mai interesant. Ok. Așa. Și acum vedeți exact, asta e forma finală. La chestia asta, zic că e destul de interesant. Am vrut să fac inițial așa doar cu o singură dungă, însă am zis că nu este ok. Aici am pus ceva oglinzi, altfel foarte cu albastru la pe lângă colorat așa. Și am pus chiar peste tot astea să vadă foarte, foarte bine. Și am zis, inițial am vrut să pun doar în hol, dar am zis, hai mă să pun și în partea asta, în celelalte camere, pentru a arăta și mai interesant. Însă acolo uitasem să pun una, nu știu dacă, parcă am pus-o până la urmă, la final, dar am rămasese acolo. Cineva mă n-am pus, ia uite-te și tu, fii atent. S-a mai întâmplat cum să găsi și chestii pe parcurs, în timp ce acum ce văd chestiile astea. Asta le-am mai dat puțin, le-am mai apropiat. Bă, dar fii atent că chiar n-am văzut acolo. Și bineînțeles am pus ceva fulgi de nea în ambele camere și în partea aceasta. Așa. Da, fii atent că n-am pus pe partea aia. Bine că o să intru acum după ce termin episodul. O să intru să pun și acolo încă o oglindă. Pentru că strică tot farmecul dacă nu pui peste tot exact cum trebuie. Și aici în holul ăsta m-am gândit să pun ceva foarte interesant, o să vedeți imediat după ce terminăm primele două camere. Și m-am gândit să fac ceva mai simplu, nu ceva foarte, foarte sofisticat în interior. Am mai pus aici încă două de astea flori de alea mari, de ornament. Și în partea asta vreau să pun ceva așa de, nu știu, de design și am pus chestia care era tot din gheață. Asta mi-a plăcut foarte mult cum se vedea. Și l-am pus în camera de zi, în camera unde va sta ea sau chestii de genul ăsta. Și bineînțeles candelabrul ăsta care îmi place foarte, foarte mult. Și destul de drăguț. Însă nu-mi place că n-au pus, momentan cel puțin, n-au pus scară să urci sus la etaj din aceea rotundă cum era în Sims 3 parcă. Ai decât tipul ăla de scară normală care nu prea îmi place sincer. Și în partea asta, aici am pus o oglindă. Inițial nu prea mă hotărâsem eu la ce oglindă vreau să pun. Pentru că eu vreau albă, însă asta, vedeți, nu prea se vedea o albe așa. Însă asta e vorba dată de exact de content în sine, cum este el făcut. Am mai pus și o canapea. Asta așa mai modernă. Care asta zic că s-a potrivit foarte bine. Însă am văzut că mai bine pun aia de farduri acolo, în partea aceea. Și lasă canapeaua undeva în partea cu geamul. Aici am mai pus o floare. Și v-am zis, exact cum v-am zis, n-am făcut ceva foarte încărcat sau chestii de genul acesta. N-am făcut cu pat, spre exemplu. Pentru că am zis că este doar de prezentare și nu am vrut să fac exact o casă în interior. Pentru că nu prea mi-ar fi plăcut și plus de asta trebuia să iau ceva content mai mult pentru a face mai multe chestii de genul ăsta. La o construcție de genul ăsta trebuia să pun un pat special. Spre exemplu, cei care ați văzut filmul, poate ați văzut că avea un pat ceva mai interesant și în Sims nu l-aveam acel lucru și a trebuit să-l
să renunț la chestia asta. Aici am pus o de asta de pictură și o vioară, la care mai cânta ea, spre exemplu, și am decis să pun și două canapele, unde, na, doar așa de frumusețe, să nu las locul liber, la urmă. Aici mă gândeam, ăsta îmi plăcea cum se vedea, însă mi intra în partea cealaltă, în camera aia, și am decis să nu-l mai pun. Și până la urmă l-am pus pe asta. Până la urmă asta a fost cea mai bună alegere, adică s-a potrivit cel mai bine. Am pus și o boxă acolo să fie pusă. Și în partea asta, bineînțeles, o altă floare. Asta e foarte interesant. Eu pun peste tot flori, pentru că dă un aspect foarte îngrijit. Iar în partea asta aici m-am gândit exact pe moment, am pus o fântână. Dar asta așa tot frumos, care dacă cumva o să ajungem aici să vă arăt și în timp ce joc, o să vedeți ce frumos se vede chestia aceea. Și în partea asta am pus din acela de pictură, am găsit într-un final să pun. Să zicem că erau picturile care ea deja le crease sau avea nevoie să le pună. Și am vrut să pun astea, însă nu veneau bine în partea aia, însă le-am găsit eu până la urmă un loc undeva în partea de sus. Trebuia să le mai schimb decât culoarea și asta era. Însă, acum ce e interesant, după ce termin cu florile astea care le mai am depus pe aici, am vrut să fac, bineînțeles, scara pentru urcare sus. Însă aici mi-a dat ceva dureri de cap, pentru că am vrut să fac din ambele părți să se vadă. O să vedeți exact la ce mă referisem. Aici credeam că nu mai am loc să pun scara. E, și am vrut să pun și în partea, vedeți ce frumos ar fi văzut. Însă nu le dea voie pentru că spațiul de sus era foarte mic. Am zis că mă dau mai în spate și că am loc, dar nu aveam loc pentru că se lovea una de alta și nu prea era ok. Și am renunțat până la urmă și am lăsat într-o singură parte, însă aici a greșit în scara pentru că era în afară. Nu mă uitasem și înainte și a trebuit să o iau din nou și să o mut puțin mai spre interior. Aici nu reușeam să prind scara. Și o să vedeți, aici am dat-o o idee puțin mai în față. Și acum s-a prins foarte bine. Și trebuia să mai fac aici sus, parcă le-am făcut din sticla asta, da, ceva de genul ăsta. Și aici am mai făcut o mică cameră în care urca ea, spre exemplu. Aici inițial vrusesem să las pe ăla, dar am zis că tot ăsta se vede mai bine. Și până la urmă am decis să rămân la varianta asta. Și aici la fel ceva oglinzi, geamuri de astea de sticlă. Peste tot am vrut să fie ceva de genul ăsta și aici am vrut să pun un portret ceva, dar nu găseam ceva mai deosebit, așa ca să zic, să fie cel puțin în ton cu ceea ce voiam eu. Însă, într-un final am găsit să pun, am pus ceva acolo care mi s-a părut mie că se vede ceva mai bine. Și o să vedeți imediat despre ce este vorba. Numai că aici mă tot chinuia să găsesc exact ce-mi trebuie, ce să pun, că nu prea îi dădeam de cap și am pus pomul ăsta așa, un gen simbol al renașterii sau ceva de genul ăsta. Și în partea aceasta de sus am mai pus o canapea, parcă sau două canapele, și aici am mai pus un cristal. Vreau să-l las roșu, însă am zis până la urmă să-l schimb. Asta gen este puterea care se regăsea în acel palat. Adică asta dacă se spărgea, se distrugea tot regatul acela de gheață. Iar pentru partea exterioară am vrut să mai pun niște de-astea ca să vadă ca la un castel, însă nu-mi plăceau mie cum se vedeau și am renunțat până la urmă, am zis că poate în partea de sus, însă nu prea erau ok și am zis că mai bine nu le pun. O să vedeți voi exact, am încercat în toate pozițiile să le pun, însă nu erau prea ok, adică nu se vedeau bine. Și aici la fel o canapea. Aici nu găsim exact culoarea care îmi trebuie. Fac frumos. Și în partea asta am pus un de ăsta. Asta nu mi-a dat voie, din păcate, să-l fac mai mare și l-am pus în partea din față. Iar în partea din spate am pus o prințesă, nu știu, ceva de genul ăsta. Chestia asta am pus-o, mi s-a părut mie destul de interesantă și la intrare am pus două gărzi. Și asta, așa, în partea asta. Hop. Și se vede, zic eu, destul de bine și acum începe să prindă conturi destul de ok. Și trebuia să mai pun și ceva lumini pentru exterior, să se vadă foarte bine. Și am găsit eu până la urmă ceva, însă am zis să mai pun și cristalele astea în partea de sus, să luminez ceva mai mult palatul ăsta. Însă pe spate am vrut să pun un ceas și am uitat să-l pun, din păcate.
Aici greșisem puțin. Și am mai pus și în partea asta, pe aici, ok. Și cam atâta. Și acum o să punem doar lumina acela de care vorbeam. Imediat. Mi-a pus un preduleț aici și încă unul în partea asta. Și o să vedeți exact acum, imediat după ce le-am pus pe astea, am pus și luminile acelea. Gata, acum de ele și uitați cât de bine se vede așa cu tipul ăsta de lumină. O să vedeți că se vede destul de luminat, uitați, vedeți, în partea aceea. Adică se vedea foarte bine pe blocurile alea de gheață, așa. Aici nu prea dădeam exact, asta vreau să-l pun exact în locul ăla. Și am mai pus și în față, iar și am pus și pe cristalele astea. Asta să le mai luminez puțin, să pară mai lucioase așa. Că nu prea îmi plăceau mie cum se vedeau. Ok, și în partea asta și ne apropiem de final. Și bineînțeles, dacă v-a plăcut această construcție, nu uitați de asemenea să o apreciați, să dați un share acestui clip. Îmi lăsați în comentarii dacă ce nu v-a plăcut, spre exemplu, ce v-ar fi plăcut să vedeți în plus față de ceea ce am construit eu. Ei bine, și aici o să încheiem și noi acest episod. Nu uitați că după ce voi încheia acest episod, o să vă las și câteva poze orientative în care voi vă veți uita exact la ceea ce am construit eu. Așa că, până la un nou episod, eu am fost Alex. Toate cele bune! Ciao!